Colegi, îmi spuneți când putem să începem? Domnilor și domnilor, bună ziua! Noi vă salutăm din Luxemburg. După cum cunoașteți, domnul prim-ministru Dorin Recean conduce delegația țării noastre în cadrul acestei zile extrem de importante, când se desfășoară aici Comisia Interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Astăzi, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care este și negociatoarea șef, va explica în detalii ce înseamnă ziua respectivă pentru Republica Moldova și ce se va întâmpla, de fapt, în următoarele ore. Doamnă viceprim-ministră, aveți cuvântul. Dragi jurnaliști, dragi urmăritori, bună ziua! Vă salut de la Luxemburg, unde astăzi, într-adevăr, suntem aici cu o delegație condusă de către domnul prim-ministru Dorin Recean pentru prima conferință interguvernamentală, acel moment pe care îl așteptăm cu toții, ca societate, ca țară, ca să dăm startul oficial al procesului de negocieri. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, tuturor statelor membre care au făcut posibilă această zi pentru Republica Moldova, dar la fel vreau să vă mulțumesc și tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru că susțineți parcursul european și pentru că mergem împreună pe acest drum. La această primă reuniune vor avea loc câteva, să spunem așa, câteva aspecte importante. În primul rând, statele membre ale Uniunii Europene ne vor prezenta cadrul de negocieri care va sta la baza procesului de negocieri pe parcursul următorilor ani. În acest cadru de negocieri sunt înserate principiile de bază, substanța de negocieri și în același timp și procedurile pe care urmează să le adoptăm în proces. Conferința începe la orele 18:00 și va fi deschisă de către doamna ministră de externe și pentru afaceri europene a Belgiei, doamna Hajia Lahbib. Și ministra va începe prin a prezenta acest cadru de negociere împreună cu Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, domnul Oliver Varhele. După care, domnul prim-ministru Dorin Recean va avea posibilitatea să prezinte poziția noastră de țară pentru negocierile care urmează, prin care noi urmează să acceptăm acest cadru de negociere oferit de către statele membre. În continuare, va urma perioada unde statele membre au posibilitatea să-și expună anumite poziții sau declarații vis-a-vis de procesul de negociere cu Republica Moldova. La final, va exista un segment de încheiere în cadrul căruia vor susține discursuri ministra Lahbib, comisarul Varhele și domnul prim-ministru Dorin Recean. După încheierea acestei reuniuni, apropo, jumătate din ea va fi transmisă live și îndemn toți urmăritorii să urmărească această primă conferință interguvernamentală. După încheierea reuniunii va urma o conferință de presă care va fi dată de către reprezentanții Uniunii Europene și domnul prim-ministru Dorin Recean. Țin să menționez că în aceeași zi ca și noi astăzi și în același format va avea loc și conferința interguvernamentală Ucraina-Uniunea Europeană și ne bucură foarte mult că începem împreună procesul de negocieri de aderare. Înainte de a vă oferi câteva detalii despre substanța negocierilor și despre anumite aspecte procedurale, cred că este important să subliniez că suntem cu adevărat în fața unui moment istoric pentru țara noastră și această conferință interguvernamentală este, să zicem așa, materializarea deciziei care a fost luată de Consiliul European în decembrie 2023. Putem fi cu toții mândri că doar în 2 ani de zile, o perioadă foarte scurtă, noi am reușit să avansăm atât de mult în parcursul nostru european, de la statutul de țară candidată, la deschiderea oficială a negocierilor. Doar pentru comparație, Albania a avut nevoie de 8 ani de zile ca să parcurgă această perioadă dintre oferirea statutului de țară candidată și lansarea oficială a negocierilor. Deci, în această perspectivă, putem să ne mândrim că am reușit într-un tempo rapid
să astăzi, 25 iunie, să ne bucurăm de acest moment. A fost, într-adevăr, un efort de echipă și aici nu mă refer doar la echipa guvernului și la sutele de funcționari publici implicați în acest proces. E vorba de o echipă mult mai extinsă în care sunt incluși și membrii ai Parlamentului, la fel experți din societatea civilă, mediul privat, mediul academic, dar și din diasporă, care la fel ne-au susținut și la modul practic ne-au ajutat în acești 2 ani să parcurgem acest parcurs. La fel, țin să reamintesc că ne aflăm astăzi aici doar pentru că am reușit să îndeplinim acele 9 recomandări ale Comisiei Europene, dar asta nici de cum nu înseamnă că reformele au luat sfârșit, ba din contra, noi ne propunem și în continuare să muncim în vederea asigurării independenței, obiectivității și transparenței justiției și nu doar. În plus, aș vrea să menționez că obiectivul negocierilor de bază a Republicii Moldova este să devenim stat membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că ne asumăm atât beneficiile, cât și obligațiile care derivă din acest statut. Totodată urmărim ca negocierile să aducă rezultate care să fie reciproc avantajoase cetățenilor noștri, dar și Uniunii Europene. Ritmul negocierilor depinde în mare parte de noi, iar o importanță deosebită va avea clusterul 1, cel ce ține de valori fundamentale. Deja am discutat că începem și închidem negocierile cu clusterul 1, și anume cu reformele ce țin de sectorul justiției, dar nu numai, aici se include și securitatea, achiziții publice și controlul financiar. Așadar, ne vom concentra în continuare nu doar pe alinierea din punct de vedere tehnic, scopul nostru este să ne asigurăm că reformele în aceste domenii sunt realizate în mod real, substanțial și irreversibil. În procesul de negociere suntem călăuziți de obiectivul nostru de a construi o economie puternică, o economie rezilientă și o economie competitivă pe plan european, dar și internațional. Spre sfârșit, vreau să vă zic că în zilele curente, astăzi, mâine, o să avem posibilitatea să discutăm și despre următorii pași, și anume screeningul bilateral. Aici așteptăm ca membrii Comisiei Europene să ne ofere un calendar exact pentru următoarea perioadă, care ne va ghida eforturile în procesul de screening bilateral. În încheiere, din nou, țin să transmit un mesaj puternic acasă, că pentru Republica Moldova aceasta este o șansă unică pentru istoria noastră să reușim cu pași rapizi să devenim parte a marii familii europene. Vă mulțumesc foarte mult și acum o să luăm întrebările pe care le aveți. Mulțumim foarte mult. Le reamintim tuturor celor care ne urmăresc în aceste momente în direct pe grila guvernamentală. Este transmisiunea pe care o facem din Luxemburg în ziua în care se desfășoară prima comisie interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Înaintea desfășurării acesteia, invităm pe toată lumea să urmărească paginile oficiale ale Guvernului și în timpul desfășurării conferinței pentru a vedea actualizările și pozițiile de țară exprimate în cadrul acesteia. Astăzi avem un grup de jurnaliști care este prezent în Luxemburg și, stimați colegi, dacă aveți întrebări de precizare referitor la ce se va întâmpla mai spre seară, vă invităm să le adresați. Vă rog. Doamna Gerasimov, când va fi deschis procesul cluster? Sau asta va depinde de agenda deja pe care o să primim? Depinde de agenda pe care o primim. O următoare etapă este screeningul bilateral. În momentul în care noi finalizăm etapa de screening bilateral pentru clusterul 1, urmează întocmirea unor rapoarte de evaluare, așa numitele rapoarte de screening, și în baza acestor rapoarte de evaluare, următoarea etapă este cea de deschidere a negocierilor pentru clusterul 1, valori fundamentale. Dar puteți deschideți o paranteză cum va fi acest screening bilateral? Cine se întâlnește, ce discută, ce deschide? În cadrul procesului de screening bilateral, exact cum am făcut și pe parcursul screeningului explicativ,
urmează în echipe din cadrul guvernului să ne deplasăm la Bruxelles pentru a prezenta poziția noastră de țară per fiecare capitol de politici. Deci pentru clusterul 1 urmează să discutăm despre justiție, despre securitate, despre achiziții publice. Fiecare din aceste capitole va fi prezentat în câteva etape. Vom discuta care este, la ce etapă actuală ne aflăm vis-a-vis de acquis comunitar. Vom discuta care sunt planurile Guvernului Republicii Moldova pentru a ajunge sau pentru a implementa, pentru a transpune și implementa acquis-ul comunitar la care încă nu suntem total aliniați și urmează să solicităm sau să identificăm clar care sunt acele domenii sau acele sectoare unde vom solicita anumite perioade tranzitorii. Exact, deci primul cluster care este compus din 5 capitole și criteriul economic, criteriul instituții democratice și administrația publică poate fi deschis la începutul anului 2025. Din experiențele anterioare, putem să ne așteptăm între 12 și 18 luni să dureze screening-ul. La moment nu putem da o cifră exactă de aliniere. Această cifră o vom avea la sfârșitul exercițiului de screening bilateral. Cel mai complicat cluster este clusterul 1, ce ține de valori fundamentale. Aici urmează să arătăm nu doar un progres la nivelul alinierii legislației, dar și la implementarea acquis-ului. Dumneavoastră, din ultimii ani, vedeți foarte clar că reforma justiției este un proces foarte complex. Este rolul nostru să arătăm că avem instituții democratice stabile, puternice și independente și în același timp trebuie să arătăm că și economia noastră este la fel de pregătită și competitivă ca să facă față acelor forțe de competiție atât pe piața europeană cât și pe plan internațional. Deci cam acestea o să fie clusterul 1, toate capitolele ce țin de economie și aș putea să mai menționez capitolele ce țin de agricultură și mediul înconjurător. Acestea sunt capitolele care probabil vor dura mai mult decât altele. Regiunea Transnistreană este parte din Republica Moldova și acquis-ul este propus pentru adoptare și implementare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inclusiv așa numitele autorități de la Tiraspol urmează să facă cunoștință dacă vor fi interesate în acest acquis și deja să discutăm cum putem să îl adoptăm și implementăm și pe teritoriul Regiunii Transnistreane. Noi vom face tot posibilul, având în vedere atracția economică a Uniunii Europene pentru regiunea transnistreană. Pe parcursul anului trecut, 70% din exporturile din regiunea transnistreană au mers pe piața europeană. Pe parcursul primilor luni din acest an avem 80% din exporturile din regiunea transnistreană direcționate către piețele europene. Respectiv, considerăm că există acea atracție economică care ar putea cointeresa și așa numitele autorități să implementeze acquis-ul comunitar. Această perioadă de screening bilateral poate să dureze între 12 și 18 luni în funcție de calendarul Comisiei Europene. Pe parcursul zilei de astăzi sau mâine ne va fi oferit acest calendar și vă voi putea spune mai multe pe parcursul acestei săptămâni. Perfect.
Doamnelor, domnilor, noi vă mulțumim tare frumos pentru că ați urmărit această intervenție din Luxemburg a delegației naționale. Vă reamintesc că astăzi se desfășoară Comisia Interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană și delegația condusă de premierul Dorin Recean se află la Luxemburg pentru a discuta cu partenerii europeni și a deschide negocierile de aderare. Mai devreme, viceprim-ministra pentru integrare europeană a răspuns la întrebările curente și reamintesc tuturor că în seara acestei zile vom avea la fel un live pe grila guvernamentală, unde veți putea să urmăriți discuțiile care au loc în capitala Marelui Ducat de Luxemburg. Acesta fiind spus, vă mulțumim și rămâneți alături de noi.